Aeroportul internațional Ștefan cel Mare va beneficia în această vară de noi destinații. Începând cu data de 3 iulie vor fi disponibile curse regulate Suceava-Viena, iar din 10 iulie zboruri către Larnaca-Cipru. De pe aeroportul din Suceava, pasagerii vor avea posibilitatea de a călători către Dortmund începând din 3 august. Cursele se vor efectua cu frecvență regulată în zilele de luni și de vineri. Totodată, zborurile către Memmingen, Germania, au fost reluate din 19 iunie și se vor efectua săptămânal, luni și vineri.